Salut și bine ați venit la Dor de Lectură! Astăzi o să vorbim despre cartea scrisă de Sofia Segovia, Zborul albinelor. Cartea pe care o am eu aici este de la editura Litera, din colecția Buzz Books. Are, ia să vedem câte pagini are, 551 și este în traducerea lui Teodora Maftei. Bun, hai să vorbim despre sinopsis, apoi pe pro și contra, așa cum facem de obicei. Mai întâi sinopsisul. Acțiunea se petrece în Mexic, un Mexic la începutul lui de secol, 1800 și un pic, și ne concentrăm atenția asupra unei familii. Familia, mai cam uite cum îi spune, Morales. Așa, formată din Francisco, nu, formată din Francisco și Beatriz Morales. Acești doi capi acestei familii, de fapt, sunt doi stăpâni de pământuri, pentru că nu e o familie de oameni săraci, ei sunt cumva niște capi ai comunității, sunt niște persoane importante, niște moșieri, hai să le zicem așa. Au în slujba lor mai mulți oameni care îi ajută și lucrează pământul, pentru ei sunt figuri importante în oraș. Beatrice se ocupă cu tot felul de evenimente pe care le organizează, cum ar fi la un moment dat vrea să facă un dans, pentru că datorită dansului, parcă lunar, bal, ceva în genul ăsta, să ia și-a găsit soțul și spera ca și fiicei să-și găsească jumătate, așa mai departe. Bun. Deci avem de-a face cu o familie importantă și cumva în familia asta își face intrarea și un încă un copil, dar care ajunge în familie printr-un mod mai puțin obișnuit, și anume Simonopio, cred că i-am pronunțat corect numele, sper, nu știu, Simonopio, da? Nu știu dacă am pus accentul cum trebuie, mă rog, acest copil este găsit de către o persoană care lucra cumva pentru această familie, era dădaca, dar de fapt era o eternă dădacă, ca să zic, pentru că și are o poveste interesantă. De-a lungul timpului îi murise copilul și fusese dusă ca dădacă, deoarece avea lapte la familia aceasta, care mama respectivă murise și copilul nu avea cum să se hrănească. După ce l-a crescut pe respectivul copil, l-a crescut pe următorul, pe următorul, a trecut generații, a venit alte generații de copii și a rămas o dădacă așa etern. Acum, în momentul respectiv al găsirii respectivului Simonopio, deja era o femeie foarte în vârstă, nu se mișca din scaunul ei, avea o căsuță mai retrasă și cu un balansoar din acela vechi. Vă gândiți, eu m-am gândit la mama Abigail din al lui Stephen King. Ok, și a plecat deodată brusc, toată lumea a crezut că a luat o razna, de fapt ea s-a dus sub un pod unde a găsit, se pare, pe respectivul bebeluș, numai că acesta era acoperit de albine. Destul de ciudat, dar se pare că albinele nu vreau să-i facă rău, ci mai degrabă vreau să-l protejeze. Problema cu acest copil găsit e că era cumva desfigurat, mai exact fața și partea de sus îi lipsea cerul gurii, mi se explică, e destul de, nu știu, așa, vizual, așa, și cu toate că putea să respire, nu putea mânca, nu putea vorbi, pentru a mânca trebuia să-i se, mă rog, să fie, mâncarea să fie lichidă, cu toate astea copilul reușește să supraviețuiască, mai ales că este cumva supravegheaș de dădaca eternă, iar în cele din urmă el crește și crește, iar el devine cumva ca un fel de figură protectoare a familiei, deoarece avea anumite viziuni, avea anumite premoniții, hai să le zicem, mai ales că în Mexic în perioada aia urma o perioadă foarte dură, o perioadă plină de neliniște, o perioadă plină de moarte și, mă rog, mai multe lucruri neplăcute. Începe toată treaba asta cu un război civil, ulterior însă cumva ne axăm pe perioada gripei spaniole. Perioada în care au murit foarte mulți oameni, știm foarte bine, toată lumea a auzit de gripa spaniolă, mai ales acum cu pandemia pe care o știm și respectiv a fost o pandemie și a decimat populația. Cum a acționat respectivul Simonopio, cumva a reușit să oprească pe Beatrice, care urma să întâlnească cu o femeie care tocmai adusese gripa în oraș.
modul prin care a reușit să facă asta e simulând că e bolnav, crescându-i febra, respectiva Beatriz l-a dus acasă pentru a-l îngriji și a amânat întâlnirea cu respectiva femeie, cea purtătoare a bolii, care la rândul ei a reușit să infecteze foarte multe lume, la rândul lor și-au infectat mai mult și tot așa mai departe. Bineînțeles că Simonopiu era ok, dar a reușit să o țină destul în casă și pe ea și familia cât să se afle de această boală. Bineînțeles că hotără să ia atitudine și să plece de aici, se mută la o altă moșie pentru că se pare că aveau mai multe, lăsând în urmă doar unul din oamenii care erau mai neascultători, ca să zic așa. De fapt, se pare că era un fost sclav care a plecat de pe pământuri, a ajuns aici în Mexic, el vrea să ajungă în nord să-și aibă propriul lui pământ, s-a oprit aici, moșierul lui s-a făcut milă de el și i-a dat o bucată de pământ să o muncească, o muncea, dar tot nu se îmbogățea, vrea mai mult, era un etern nemulțumit, un etern, cum zic eu, cred că mai degrabă e sindromul persecuției, știți ce, toată lumea are ceva cu mine, se răzvătea contra moșielui, care de altfel a fost bun cu el, i-a dat casă, i-a dat pământ să le muncească, să-l muncească și așa mai departe, avea o familie, dar acesta nu era mulțumit că deloc cum se află că și-a temea familia și tot vrea mai mult. Ba mai mult, ca să spună sara pe lană, pe rană, moșielul a interzis oricui să ducă în oraș și el își trimite soția, lucru care după sine atrage, hai zicem, o pedeapsă, așa nu e lăsat în urmă pe moșia aceasta și nu e dus împreună cu toți ceilalți pe moșia cealaltă unde să stea în carantină. De ce am insistat asupra acestui personaj? Că pe parcursul cărții el evoluează și are oarecare importanță în parcursul nuvelei noastre. N-am să mai insist mult cu sinopsul, vă zic doar că cumva apar mai multe probleme ale din Mexico anilor, acum ar fi și reforma agrară care a fost acolo și care, mă rog, nu a fost prea ok, cumva mă duce gândul și la reforma agrară din România, cea pe care a făcut-o comuniștii cu confiscarea pământurilor și mai departe, dar asta e altă poveste. Dar Simonopiu e acolo pentru a-i ajuta într-un fel sau altul. Toată povestea e spusă prin prisma unui băiat al familiei care își aduce aminte de Simonopiu, mă rog. Hai să vorbim de lucruri pro și contra. Cartea ne spune o poveste cumva pe o perioadă mai mare de timp, o poveste care m-a dus cu gândul la, nu știu, Balzac, Gabriel García Márquez. E o poveste totuși fantastică, aducând o notă de fantastic, un realism fantastic, așa. Se întâmplă lucruri, dar trebuie să le punem și în prisma aceasta, un pic fantastic, un pic picurat așa cu suprarealism. Se întâmplă, intrăm în pielea personajelor, le înțelegem, încercăm să, de fapt nu încercăm, reușim, autoarea ne spune clar ce trăiește fiecare, ce gândește, care sunt planurile și înțelegem mersul familiei și deciziile pe care le ia. Mai puțin fericite alegerile, în primul rând e o carte lungă. Mi s-a părut o carte anevoioasă, în primul rând datorită tipului de scris, deoarece autoarea mi s-a părut că bate pasul pe loc pentru a înțelege, nu știu dacă a înțelege, nu știu dacă ăsta e cuvântul care îl caut, dar repetă un lucru pe care l-a spus și după aceea ne-l spune din altă prismă, pentru a fi sigură că noi am înțeles lucru pe care, na, mi s-a părut că lungește cartea. În mod clar, cartea cred că putea fi, hai, nu jumătățită, dar o treime din ea putea fi scoasă, cel puțin 100 și ceva de pagini puteau fi eliminate ușor, ducându-ne la o carte de 300 de pagini. Mi s-a părut o carte care merge greu. Știți că sunt obișnuit cu cărțile mari, Stephen King scrie cărți foarte mari, are carte și de 1000 de pagini. Și nu mă deranjează dacă avem o carte mare, numai că în această carte tot privim același tablou, iar și iar, din altă perspectivă, iar din altă perspectivă. Mi s-a părut că
s-a lungit mult mai mult decât ar fi trebuit, pentru că toate astea în detrimentul acțiunii, în amersul înainte, a continua acțiunea. E ok pentru că e o carte, cum zic eu, ca o frescă care ne prezintă un tablou pe care îl analizăm și îl vedem și îl vedem clar, dar din prisma punctului de acțiune, ca să zic așa, nu știu dacă punct de acțiune e corect, dar înțelegeți voi, suferă. Ca notă am să-i dau un 7 din 10. Nu e o carte slabă, nu e nicio carte care să te țină cu sufletul la gură. Se întâmplă lucruri, dar se întâmplă încet. E o introspecție în caracter, a personajelor, în lumea personajelor, în mintea personajelor. Și da, asta fiind zise, până data viitoare, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți dornici de lectură. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip, dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună, la revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.